De ce creștinii catolici și protestanți sărbătoresc Paștele la o dată, și creștinii ortodoxi sărbătoresc Paștele la o altă dată? Iată, de exemplu, anul acesta, 2024. Catolicii și ortodoxii sărbătoresc Paștele la data de 31, nu catolicii și ortodoxii, catolicii și protestanții sărbătoresc Paștele la data de 31 martie. Pe când ortodoxii sărbătoresc Paștele la 5 mai, mai mult de o lună. De unde vine diferența aceasta? Cum se explică ea? Este scris ceva în Biblie despre date diferite? Bine, Primul lucru pe care trebuie să-l știm este că avem de-a face cu trei calendare. Vezi zice stați puțin, două date, deci trei calendare. Avem de-a face cu trei calendare. Unul din calendarele acestea este menționat în Biblie, deci trei sisteme de măsurare a timpului. Unul din calendarele acestea este calendarul evreiesc, care era un calendar lunar-solar. Așa. Și calendarul acesta evreiesc, el este menționat în Biblie și iată în Biblie atunci, înainte ca să iasă poporul Israel din robia egipteană, în cartea Exod este scris aceasta, Dumnezeu a stabilit că în luna de 14 Nisan va fi data când ei vor sărbători Paștele. Paștele, cuvântul acesta Paște, înseamnă ieșire, pesah. Sau înseamnă trecere pe alături. Trecere pe alături. De ce așa? Pentru că în noaptea aceasta de 14 nesan, atunci s-a întâmplat cea mai, a 10 cea mai mare dintre urgiile care au fost împotriva lui Faraon și care anume îngerul nimicitor a trecut prin țara Egiptului și a nimicit pe toți întâi născuții din casa lui, începând din casa lui Faraon până în casa roabei Roabe și toți, toți întâi născuții au fost nimiciți. Nu au fost nimiciți numai întâi născuții, primul născut, din casele evreilor care au crezut cu cuvintele lui Moise. Și Moise le-a spus că în noaptea aceasta ei trebuiau să sacrifice un miel sau un ied. Trebuiau să-l sacrifice în noaptea aceasta, dar nu aveau dreptul să-i frângă măcar un singur os la mielul acesta. Trebuiau să ia sângele mielului și cu sângele mielului trebuiau să ungă ușorii de la ușă, ușorii dintr-o parte și pragul de sus a ușii, trebuiau să lungă. Asta urma să fie semnul pentru îngerul nemicitor ca să nu intre în casa aceasta. Unde avea să fie prezent sângele, întâi născut nu avea să fie nimicit. În toate restul caselor avea să fie nimicit primul născut. Mai mult, deci evreii trebuiau să fie toți deja îmbrăcați, pregătiți pentru călătorii, pentru ieșirea din țara Egiptului, pentru că grabnic în noaptea aceea ei trebuiau să iasă. Și deci, așa au făcut ei. În noaptea aceea au ieșit și Dumnezeu le-a poruncit că de atunci înainte ei trebuie totdeauna să sărbătorească Paștele și să-l sărbătorească anume atunci, în ziua de 14 Nisan. Venim acum peste 1000 și ceva, 1400 de ani aproape trecem și ajungem la evenimentele când a fost jertvit Domnul nostru Isus Hristos, când a fost crucificat. Și asta s-a întâmplat în apropiere de Paște. După ce au sărbătorit Paștele, Domnul Isus Hristos a fost crucificat atunci, dar știți că a treia zi el a înviat. Și a treia zi s-a întâmplat să fie duminica. Duminică dimineața Domnul nostru Isus Hristos a înviat. De aceea, pentru creștini este foarte important să sărbătorească Paștele duminica dimineața. Duminica. Acum, dar n a fost totdeauna așa. Iată, de exemplu, primii creștini în vechime au fost un grup de creștini sirieni care sărbătoreau, ei se conduceau tot după data aceasta, după calendarul acesta evreiesc și ei sărbătoreau nu pe 14, ci pe 16 Nisan. Pe 14 ei uh, celebrau. Um, um, răstignirea Domnului nostru Isus Hristos și pe data de 16 învierea Domnului Isus. Deci, spre deosebire de evrei, creștinii sărbătoresc învierea Domnului nostru Isus Hristos. Și apropo, mielul acela de Paști, el l-a simbolizat pe Domnul nostru Isus Hristos și cum sângele mielului i-a salvat pe ei atunci, tot așa, acum, sângele Domnului nostru Isus Hristos aduce mântuire tuturor oamenilor. Și dacă vreți să știți de ce creștinii folosesc mănâncă miel la Paști iată mielul încă se trage de acolo în amintirii de la evenimentul acesta care a fost cu evrei, dar și ca și un simbol al Domnului nostru Isus Hristos, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Bun, v-am zis, au fost un grup de creștini sirieni care au sărbătorit așa pe 16 nisan. Însă, deja la vremea aceasta, în circuit larg, era un alt calendar. Iată, în anul 45, înainte de Hristos, în anul 45 înainte de Hristos, Iulius Cezar a instituit un calendar pe care l-a numit Iulian și calendarul acesta a fost un calendar solar. Deci toți, tot Imperiul Roman se conducea de calendarul acesta, normal și creștinii se conduceau de calendarul acesta. La Consiliul de la Niceea, asta înseamnă anul 325, primul Consiliu Ecumenic. Consiliul acesta de la Niceea l-a convocat Constantin cel Mare și scopul Consiliului a fost să combată erezia ariană, erezie groaznică. Dar tot la Consiliul acesta s-a stabilit și data când urma să fie sărbătorit Paștele. Pentru că erau practici diferite. Unii ziceau că trebuie să fie sărbătorit după și așa cam se practica cel mai mult, că era după echinocțiu de primăvară, dar trebuia numai decât să coincidă și să fie după Paștele Evreiesc. Nu putea să fie Paștele Creștin înainte de Paștele Evreiesc. Deci după Paștele Evreiesc, următoarea duminică. Deci s-a uh, practicat așa mult, însă uh, totuși au fost multe divergențe pe parcursul istoriei. Nu putem intra în detalii ca să vorbim de toate divergențele. Între vest și est au fost discuții multe cu privire la data aceasta, dar iată, în anul 1582, Papa Grigorie al XIII-lea, el a corectat calendarul Iulian pentru că în calendarul Iulian se întârzia ceva cu, nu știu cum, 11 minute din câte îmi amintesc eu din an. 11 minute erau tăiate și așa s-a ajunsese deja că era o diferență de 10 zile la perioada aceea. Acum sunt 14 zile diferență între calendarul Iulian și calendarul Gregorian. Deci, biserica catolică și apoi și bisericile protestante din vest și noi toți, toți noi acum ne conducem după calendarul uh, Gregorian. Deci, iată, azi când înregistrez eu acest film, este data de 30 martie după calendarul Gregorian. Știți că biserica rusă și Rusia mult timp nu, nu vroiau să treacă după calendarul acesta, ei rămâneau mai departe după calendarul... Uh, Iulian, însă totuși cu privire la unele biserici din ortodoxe din vest au trecut la calendarul gregorian și atunci știți că iată de exemplu bisericile din România ele urmează, biserica ortodoxă din România urmează calendarul gregorian, biserica chiar la noi în Republica Moldova biserica ortodox metropolia Moldovei, iată ei urmează calendarul iulian, sistemul de sărbători. Și atunci, deci iată aici au avut, s-au creat divergențe cu privire la multe sărbători. Însă sărbătoarea Paștelui este o sărbătoare cu dată mobilă. Ea totdeauna se mișcă, se schimbă data. Și la catolici, catolicii sărbătoresc după echinocțiul de primăvară și lună plină, Prima duminică ei sărbătoresc Paștele. Ortodoxii sărbătoresc după ce a fost Paștele Evreilor, după ce se întâmplă Paștele Evreilor, după lună plină următoarea duminică. Și iată, așa, noi avem acum aceste două date diferite și, bun, în Noul Testament, noi nu avem o poruncă expres că trebuie să, porun, să sărbătorim Paștele și unii spun că nu, e un păcat mare că sărbătorim, hai să fim serioși, Domnilor, asta e cea mai mare sărbătoare, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, la drept vorbind, noi creștinii sărbătorim învierea asta în fiecare duminică, de 52 de ore în an, noi sărbătorim în fiecare zi învierea aceasta, totuși este un eveniment major care s-a întâmplat atunci la Paște și vrem să-l sărbătorim. Nu este absolut niciun lucru greșit că cineva îl sărbătorește după stil nou, că, după stil nou, la atunci odată cu catolicii și protestanții sau că alții îl sărbătoresc odată cu ortodox. de altfel, ia uitați, Voi evanghelicii de aici de la noi din Republica Moldova, dar și din România, noi evanghelicii sărbătorim Paștele odată cu toți când sărbătoresc, deci odată cu biserica ortodoxă, după data aceea, atunci sărbătorim și noi toți Paștele și ne bucurăm nespus de mult de învierea Domnului nostru Isus Hristos. Însă, iată și acum, numai decât voi posta mâine dimineață, voi face o postare ca să-i felicit, voi trimite un mesaj, să-i felicit pe toți prietenii mei care sunt din vest, din țările vestice, care sărbătoresc acum, vor sărbători la data de 31 martie, îi voi felicita pe toți cu sărbătoarea aceasta măreață. Când va veni data de 5 mai, vom sărbători la biserică, în săptămâna aceea, înainte de 5 mai, pe data de 1, 2 și 4, mai vom avea la biserică un program special unde vrem să înșenăm evenimentele care s-au întâmplat la Paști și va fi în fiecare din zilele acele... de fapt nu, va fi um, marți, stați puțin, nu, miercuri și vineri. Miercuri și vineri va fi la ora 5, iar sâmbătă va fi la ora 11 și mă bucur că deja s-au înregistrat mulți. acum am avut seminarul sportiv. Sportivii vor să vină cu discipolii lor ca să privească toată această încenare, tot acest program unde vrem să arătăm evenimentele care s-au întâmplat la Paști și vrem să-i ajutăm pe tineri, pe toți cei care vor veni. Vrem să-i ajutăm să înțeleagă importanța acestor evenimente pentru ei. Și pe data de 5 mai vom sărbători Paștele la. Biserica Buna Vestire. În concluzie, eu vreau să vă felicit pe toți și vă doresc ca numai decât să aveți parte de o înviere asemănătoare cu cea a Domnului nostru Isus Hristos. Că altfel, dacă oamenii nu vor avea parte din învierea aceasta, prea puțin contează la ce dată sărbătoresc, dacă sărbătoresc, dacă nu sărbătoresc. Cel mai important este să aveți parte de o înviere asemănătoare cu a Domnului nostru Isus Hristos. Toți oamenii vor învia, dar calitatea învierii va fi foarte și foarte diferită. Iată, cei care vor avea o înviere asemănătoare cu a Domnului nostru Isus Hristos vor avea parte de un trup duhovnicesc și apoi vor fi în același loc unde este Domnul nostru Isus Hristos. Domnul Isus, atunci când a înviat El în duminica aceea învierii, El este primul care a înviat cu un trup duhovnicesc. Trupul duhovnicesc este total, total diferit de trupul pe care îl avem noi. Deci, atât trupul în care suntem, sunt eu, în care sunteți dumneavoastră, persoana care mă priviți, trupurile noastre sunt trupuri firești. Ele sunt trupuri uh, supuse slăbiciunii, uh, trupuri neputincioase, trupuri care mor, care se îmbolnăvesc, trupuri care experimentează suferința. Nu așa este trupul duhovnicesc în care a înviat Domnul nostru Isus Hristos. Trupul acela este un trup de slavă, trup de putere, este un trup veșnic. Și acum Dumnezeu ne-a dăruit trupurile acestea ca să ne putem bucura de creația pe care ne-a dat-o El. Și gândiți-vă, noi cu niște trupuri nedesăvârșite, neputincioase, ne bucurăm de o creație care a fost afectată grav de păcat, care este nedesăvârșită, deci în trupuri nedesăvârșite de o creație nedesăvârșită și totuși noi ne bucurăm, ne bucurăm mult, chiar dacă calitatea bucurii este afectată mult. De exemplu, poți vedea cele mai gustoase mâncăruri, dar din moment ce ai probleme cu stomacul sau nu știu, ai probleme gastrointestinale, nu poți mânca sau îți face rău mâncarea aceea, nu te ajută la nimic sau dacă ai alergii, nu te ajută la nimic și nu te poți bucura. Iată, Dumnezeu, totuși ce vreau să zic, că în trupurile acestea, totuși noi ne bucurăm foarte mult de lumea în care trăim. Dumnezeu ne-a pregătit trupuri duhovnicești, a pregătit trupuri duhovnicești pentru toți acei care au ales să urmeze învățătura Mântuitorului nostru. Toți oamenii care au ales să fie ucenicii lui Isus Hristos, care au experimentat nașterea din nou, ei vor avea parte de o înviere asemănătoare cu a Domnului nostru Isus Hristos. Și eu vă doresc să aveți parte din învierea aceasta și atunci când va veni Domnul Isus pe norii cerului, când vom învia, când va avea loc răpirea bisericii și dumneavoastră să aveți parte de răpirea bisericii, să aveți parte de viața veșnică împreună cu Domnul Isus Hristos în împărăția Lui și apoi să moștenim ceruri noi și un pământ nou unde va fi fericirea desăvârșită. Asta vă doresc. Ce nu vă doresc la Paștele ăsta? Nu vă doresc să fiți ca și cei care zic așa formal Hristos a înviat adevărat, a înviat și nici măcar nu intră în esența cuvintelor. Tare mult nu vă doresc aceasta, nu vă doresc să rămâneți aici. Mă Mi amintesc -am în copilărie mergeam prin sat, mergeam pe la rude, pe la oameni, ziceam, Hristos în viat, dar nici măcar nu înțelegeam ce înseamnă asta. Ne-au spus părinții, trebuie să spunem Hristos în viat, dar noi, copii nici măcar nu nu realizam ce înseamnă asta. Trebuie să treacă timp până când noi ne -am dat seama, Hristos în viat, asta înseamnă Hristos a înviat. Când ziceam, Hristos înviat, viat, cu adevărat în viat. Cu adevărat în viat. Așa, o frază care, cum era spus așa, fără, fără, a intra în sensul ei. Ei, hey, ce mult a schimbat, s-a schimbat lucrurile atunci când am înțeles cu adevărat Evanghelia, când am crezut în Domnul nostru Isus Hristos. Eu foarte, foarte mult vă doresc să aveți o credință sinceră, credință adevărată, pentru că cine nu crede în Hristos, credința în învierea lui Hristos, este esențială pentru mântuire. Așa spune Scriptură, dacă crezi, dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Altfel este imposibil să fie mântuit cineva. De aceea tare, tare mult vă doresc să aveți parte de mântuirea aceasta, să aveți parte de nașterea din nou și să fiți adevărat ucenic, ucenic Domnului nostru Isus Hristos, adevărat creștin, adevărată creștină, să nu fiți creștin cu numele, să fiți creștin cu adevărat și să aveți parte din vierea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și bucuria învierii să o trăiți în fiecare zi și să intrați în bucuria veșnică care ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu. Așa vă doresc. Hristos a înviat, cu adevărat a înviat.